Vă salut, dragilor! După cum știți, noi încă tundem la câmpul de lavandă pe care îl avem și numai ce v-am explicat într-un clip anterior că se poate folosi și foarfeca ca să tăiați lavandele și eu folosesc o mașină electrică tocmai din cauza faptului că odată tund mai repede și doi din cauza că reușesc să-i dau forma mai bună. Dar să știți că ce am observat este că la foarfecă o să intru mai jos, pot să fiu mult mai atent cu planta în momentul în care tai cu foarfeca. Treaba devine mult mai personală. Dar ce vreau să vă spun este că exact după ce am filmat clipul în care vă prezentam că poți să tai și cu foarfeca, am continuat să tai cu mașina de tuns și, bineînțeles, după 6 ani de zile mi s-a stricat mașina de tuns. Era o mașină de tuns electrică de la Hornbach, dacă nu mă înșel. A ținut destul de bine, deși, într-adevăr, eu tund numai toamna sau primăvara tufele de lavandă și dacă mai am pe aici un Guard View. Și bineînțeles că în momentul în care mi s-a stricat, a trebuit să mă duc să-mi cumpăr alta și nu fac reclamă la nicio firmă. Mi-am cumpărat una de la firma aceasta și nu știu exact cât este de bună, dar ce mă interesează pe mine într-adevăr este să aibă lama cât mai lungă, din cauza că eu am și probleme cu spatele, am niște dureri de spate care nu mă mai lasă, am fost sportiv toată viața și din păcate, din acest motiv, oasele mele au început să spună că le cam doare orice fel de mișcare ce nu le place și mă interesează să avem lama cât mai lungă. Și nu prea am găsit cu lame lungi, am tot căutat pe internet o grămadă de variante, dar din cauza că eram presat de timp, m-am dus și la Hornbach, dar și la Dedeman. Și într-un final, exact cum am spus, presat de timp, am luat una de la Bosch. Nu știu exact cât e de bună, vreau să o testez, nu am desfăcut-o încă. Acum, în această zi, chiar vreau să mă pun să o testez și să tund exact ce am pe aici. Am vorbit și cu băieții de acolo, de la Dedeman. Varianta aceasta era și cu lamă mai scurtă, dar exact cum v-am spus, pe mine mă interesează să aibă lama cât mai lungă, să nu stau foarte aplecat în momentul în care tai. Și pentru mine asta e un avantaj, că pot să duc până jos. Dacă lavanda este mare, contează foarte mult ca lama să fie cât mai lungă și să pot să-i dau conturul exact cum aș vrea. Și în același timp, dacă aveți de tuns vreun Guard View care este mai înalt, puteți, de exemplu, să o folosiți aceasta. Garanția la ea este 2 ani de zile, deci nu am avut garanție 5 ani de zile cum am avut de la cea de la Hornbach. Deși, din câte am observat, la Hornbach sunt anumite produse ale lor și chiar și Bosch am văzut la Hornbach care au 5 ani garanție. Aceasta are 2 ani garanție și ei, pentru a prelungi garanția cu încă un an, trebuie să intru la ei pe site și să mă înscriu acolo, nu știu exact care e procedura, din câte mi-au spus băieții, trebuie să intru la ei pe site, să mă înscriu și să dau probabil seria de la această foarfecă electrică și să o prelungesc garanția cu încă un an, ceea ce face 3 ani de zile. O să mă pun să o deschid. Și am văzut că este și sigilată, are un sigiliu aici. Cei de la Dedeman mi-au spus că într-adevăr nu este o sculă profesională, dar nici eu nu tund foarte mult cu ea, decât încă vreo 300 de lavande, dar o să fac pauză între ele și dacă cumva se strică și aceasta, deși cu cealaltă n-am avut probleme, la un moment dat, deși momentan pentru mine nu se rentează, va fi să-mi cumpăr una originală, cam am înțeles că are altă valoare. Pe această foarfecă electrică eu am dat 399 de lei. Și mă gândeam că fiind Bosch este de mai bună calitate. Din câte am înțeles, Bosch-urile astea nu sunt neapărat, nu mai sunt Bosch-urile care erau pe vreme sau nu sunt produsele din care se vând prin Germania, ci mai degrabă se vând prin România sau în țările astea. Știți voi cum suntem, noi mai săraci. Nu prea aș bate ei capul să aducă chestii de calitate la noi, din cauza că noi nu facem scandal. Ok, cam așa arată. Am pe aici niște hârțoage, niște documente, nu ne chinim cu ele. Ce zice pe ea? Deci este la... Se numește Easy Hedge Cut 55, la 450 de W. Foarte important, greutatea e de 2,7 kg, am mai văzut de la alte firme, Einhell era parcă una, avea 6.000 de W. Mă gândeam că e mult mai puternică, dar am citit niște review-uri de pe internet despre ea și am zis că optez pentru altceva. Și lama are 55 de centimetri, deci 2,7 kg. Ce mă interesează pe mine, într-adevăr, să fie ușoară,
că e greu să o ții în mână. Vă spun sincer, după ce am tuns 10 de lavande, la un moment dat te doare mâna. O ții, mai faci pauză, într-adevăr, dar chiar și așa te doare. Așa, văd că are o, ca și toate celelalte, o protecție pentru zinți. Și cam așa arată. Ce este foarte important și pe mine chiar mă interesează este să aibă această protecție, dacă cum vedeți, fiindcă atunci când o pun și tund mai jos, cam așa, când tund mai jos, pe mine mă interesează ca să aibă vârful acesta și să nu intru direct cu lamele de tăiat, fiindcă probabil se poate strica. N-am avut nici cu cealaltă. Cred că majoritatea au, dar unele au mai mici, altele au mai lungi. Din câte văd eu, această mașină are mai lungă această protecție în față. Și da, haideți să dau o tură, să văd cum se prezintă, dacă taie fain, dacă nu taie fain. Fiind nouă, cu siguranță va tăia bine. Și hai să filmez acolo și să discutăm un pic după aceea despre experiența acestei foarfeci de tuns electrice. Ne vedem! Ok, am ajuns și în câmp și acum, ținând-o în mână, îmi dau seama că de fapt este mai scurtă decât cea pe care o aveam înainte. Cred că aceea avea 60 de centimetri lungime și nu 55. Cealaltă mașină nu o am aici, ca să pot să-i fac o comparație. I-am dat-o lui tata să vedem dacă poate să o mai rezolve cineva. Avem niște prieteni electricieni, poate reușim să o reparăm cumva. Dar între timp o să ne descurcăm cu asta. Sună mult mai țapăn decât cealaltă și sonorul nu este atât de tare. Zgomotul pe care îl fac lamele nu este așa de mare ca și la cealaltă. Deși cealaltă, eu nu mai țin minte, vă dați seama, au trecut vreo 5 sau 6 ani, că nu mai știu exact, nu-i mai găsesc bonul. Probabil la început făcea și ea la fel. Cealaltă, într-adevăr, avea lamele pe argintiu, aceasta le are pe negru. Și da, haideți să dau drumul să tund 2-3 tufe de aici și apoi o să vă spun experiența mea. Ok? După ce am terminat cele două plante de tuns, am simțit nevoia ca acest review la această foarte ca să fie unul cât de cât profesionist. Și am zis că ceva nu mi s-a părut ok la început și atunci am tuns tot rândul. Bun, acum după ce am tuns 30 de plante, aș putea să vă spun o primă impresie despre această foarte că lucrurile bune și lucrurile rele. Să începem cu lucrurile mai puțin plăcute. Eu la început am crezut că nu taie, vă spun sincer, am crezut că nu taie, că nu are putere, zic ok, ceva nu e în ordine cu ea. Tocmai de aceea am decis să tund în continuare și celelalte plante. După cum vedeți, aici în față, vârful ăsta despre care v-am povestit, prezintă și un avantaj și un dezavantaj. Bine, începând repede cu dezavantajele, este că are o gaură aici și nu știu exact unde se duce tot acel praf pe care îl adun aici de la plantele cum se tund. Deci se duce până jos și mi se nu intre până pe la motor și să se arde ceva. Încă un dezavantaj e că eu, în general cu cealaltă foarfecă, tăiam cu vârful. Cam tot ce tundeam cu vârful. E, aici este o porțiune destul de mare în care vârf nu are. Și eu când dădeam, pur și simplu aveam impresia că nu taie.
Avantajul pe care l-am acum cu acest vârf este că eu pur și simplu pot să bag sub plantă vârful acesta chiar pe folie, pe pământ pe folie și să-l ridic în sus, apoi îl îndoi într-o parte și tai. Am crezut că nu taie crenguțele mai groase, dar se pare că le taie, deci nu există niciun fel de problemă în sensul ăsta. Deci avantaj și dezavantaj pe de-o parte este acest vârf. Dezavantaj, cumva un dezavantaj este că scoate un zgomot ciudat, țiuitul acela. Face destul de urât și poate să te deranjeze pe termen lung. Acesta este unul din avantaje. Doi, butonul ăsta de care prindem noi aici este foarte, foarte tare. Adică după cele 30 de tufe de ținut mâna aici și tuns într-una, a început să mă doară degetele. Deci probabil că o să pun o românească, o să fac o românească și o să prind aici un șoricel de acela ca să-l țină tot timpul așa și numai să dau de butonul din spate, fiindcă îmi este foarte greu. Oricum, odată ce termin un rând, fac o pauză, fiindcă nu aș vrea să-l forțez prea tare. Bun, de tăiat taie, trebuie să recunosc, deci nu e niciun fel de problemă, un mare avantaj. Din păcate, nu este atât de lung pe cât aș fi vrut, lama clar este mai scurtă decât cealaltă. Un mare avantaj este iară că, după cum vedeți aici, la acest ștecher al lui, are sistemul ăsta prin care poți să prinzi cablu. Ori pentru mine e foarte important să poți să prinzi cablu, din cauza că la cealaltă forfecă electrică nu aveam așa ceva și de fiecare dată trebuia să trag cablul ăsta din spate după mine și de multe ori ieșea afară, nu știam ce se întâmplă. Aici sistemul ăsta de prindere e foarte fain, e ok și ține cablul pur și simplu după el și pot să trag chiar de data asta foarte tare, adică dacă cablul mi se blochează aici în lavanda asta pe care o tund eu pe jos, de multe ori când trăgeam rămânea și îmi pica. E, acum nu e nicio problemă, pot să trag liniștit, trage toată lavanda căzută pe jos, tot ce am tuns, pot să o trag cu mine fără grijă că ar putea să îmi iasă. Bun, probabil că eu, din cauza că e Bosch, am avut cumva așteptări mai mari, nu știu de ce, am avut așteptări mai mari de la ea, dar odată ce am început să prind tehnica prin care să tund tufele cu această foarfecă, din cauza că într-adevăr e clar că este diferită față de cealaltă. În prima instanță v-am spus, nu am fost deloc mulțumit, nu venea la mână, nu era ok și atunci am zis că hai totuși să mă duc și pe celelalte tufe, ca dacă cineva din voi vreți cu adevărat să vă cumpărați această sculă la 400 de lei, că totuși nu sunt puțini bani, 400 de lei, să vă gândiți dacă merită sau nu. Acum, din punctul meu de vedere, clar că dacă vreți să vă luați și nu aveți așa de multe tufe cum am eu sau dacă vreți să tundeți gard viu, în primul rând trebuie să țineți minte că nu este o sculă profesională. Este o sculă de la hobby în sus, peste hobby cum ar veni, la banii ăștia. Și dacă aveți mai puține plante pe care vreți să le tundeți, cu siguranță se merită. Acum eu mă bazez pe faptul că este Bosch și totuși va ține mai mult decât cealaltă. Deși cealaltă nu era nicio firmă, era cred că un Padfield. A ținut 5 ani, 6 ani, cam cât dau ei garanție. Ăsta este avantajul. Treaba este că dacă le luați de la Hornbach, s-ar putea să aveți 5 ani garanție. Eu am luat-o de la Dedeman, se pare că are doar 2 ani garanție și plus unul acela dacă intru pe internet și îi fac o verificare sau ceva de genul și ei mai îmi dau mie încă un an. Per total, acum, după cele 30 de plante tunse, pot să spun că sunt mulțumit de ea. Rămâne la atitudinea noastră dacă vreți să o cumpărați sau nu. Eu oricum alta nu am, deci va trebui să continui să mai tund cele 9 ori 3, 270 de plante pe care le mai am aici. Nu cred că o să apuc să le tund astăzi, probabil va mai fi și săptămâna viitoare încă o tură, ultima, și după aceea mă pot gândi serios că nu mai am nicio treabă decât să mături printre rânduri de pe folie să iau toată uscăciunea pe care am tuns-o de pe lavande. Bun, perfect! Vă mulțumesc mult că v-ați uitat la acest clip. Dacă vi l-a plăcut și informația este utilă, dați un like, un share, un subscribe la canal. Mulțumesc! 1000 de subscriberi! 1000 de subscriberi! Fantastic! Înseamnă că chiar fac treaba. Mi-ar place foarte mult să vă aud, să văd că dați comenturi la clipuri, să-mi dați și voi sfaturi, că una peste alta de-aia și fac canalul ăsta doar din cauza plăcerii pe care o am vis-a-vis de plante. Ok, vă mulțumesc mult încă o dată, 1000 de subscriberi. Până data viitoare, să ne vedem cu bine și să rămâneți sănătoși. Ciao, ciao!